istoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM. Bun găsit, prieteni, pe frecvențele Europa FM, pe Facebook, de oriunde ne ascultați și poate ne și vedeți. În această seară, după o zi destul de complicată, despre care vom vorbi, invitatul meu este copreședintele celui mai tânăr partid de opoziție din România și care a crescut destul de frumos. Vom vedea în cele ce urmează, la finalul sezonului de vară. Europa FM de-abia se rupeau, de-abia se formau și acum, la începutul sezonului de toamnă, aproape că au grup parlamentar. Bună seara, domnule Dragoș Pâslaru, copreședinte Reper și europarlamentar Renew Europe. Bună seara, chiar este o bucurie să-mi revin în studio Europa FM după câțiva ani de zile și salut pe toți ascultătorii noastre. Spuneam că a fost o zi complicată astăzi, o zi care a început cu fibrilații importante provocate de discursul lui Vladimir Putin, care a invocat din nou după o pauză folosirea armelor nucleare, nu mai făcuse de ceva vreme, a invocat-o și a decretat o mobilizare parțială, care deja se pare că la Moscova și în mai multe orașe din Rusia creează tensiune, ar putea să fie ceva, să sperăm că va fi ceva asemănător cu invitația, cu convocarea la meeting în piața Palatului făcută de Nicolae Ceaușescu în 1989, dar vom vedea. În urmă cu câteva momente a existat o replică a președintelui Statelor Unite, Joe Biden, care și-a reafirmat sprijinul total pentru Ucraina, dorința ca Rusia să fie, hotărârea ca Rusia să fie judecată pentru crime de război și atașamentul total la valorile democratice, deci niciun pas înapoi. În continuare, Ucraina va fi susținută militar împotriva acestor amenințări ale lui Vladimir Putin. Cum vedeți dumneavoastră și ca președinte de partid, dar și ca europarlamentar, deci conectat foarte bine la politica europeană, această evoluție a lucrurilor, această escaladare? Da, primul paradox al zilei, pe care și eu și colega mea, Ramona Strugariu, l-am menționat în zona de social media, a fost semnificația zilei și anunțul Putin. Azi e Ziua Internațională a Păcii. Deci, în Ziua Internațională a Păcii, Putin, de fapt, anunță această mobilizare parțială. Ce înseamnă, ca pentru toți cei care n-au urmărit știrile, înseamnă că nu merge pentru convocarea întregii populații, ci doar a rezerviștilor, a celor aflați în rezervă, dar tot înseamnă, de la operațiunea specială, cum era definită până acum, cu mercenari și așa mai departe, de data aceasta merge către populație, care, chiar dacă sunt rezerviști, până la urmă, cred că va începe să cauzeze un pic de neliniște. Ați dat exemplu. Asumă războiul. Războiul a ajuns în casele fiecărui. Încă nu a definit, atenție, ca război, deci aici este iarăși un paradox, deci dacă tu ai mobilizare parțială pentru operațiune specială, deja e o contradicție de termen, dar nimeni nu mai stă să se uite, adică lucrurile sunt deja clare. A apărut această amenințare, într-adevăr, în care nici măcar n-a mai fost voalată de data aceasta legată de capacitatea de distrugere în masă și din acest punct de vedere, evident că amenințarea aceasta cu butonul nuclear este una extrem de gravă. Toată lumea se uită în continuare și citește expresiile feței lui Putin să vadă dacă încă a rămas în zona rațională sau nu. Toată lumea, asta este analiza pe care o face. Acum, pe partea cealaltă, la New York, șefii de stat și de guvern erau la o conferință, la o adunare a Națiunilor Unite pe partea de siguranță alimentară și nu numai. Și am văzut o serie întreagă de reacții ferme la discursul lui Putin. N-am simțit niciun fel de breșă în frontul comun al zonei aliaților pe partea aceasta. Ce cred eu că va fi foarte important în perioada următoare, să vedem această contraofensivă a Ucrainei, cât timp și în ce fel se va derula în continuare. Cred că devine însă din ce în ce mai clar că accesul la anumite tipuri de arme care nu fuseseră până acum acceptate, și anume mă refer la două foarte importante, la tancuri și a doua la avioane. Deci astea sunt cele două lucruri pe care Ucraina le-a cerut în permanență și acum am văzut în ultimele zile primele inflexiuni. Am văzut, de fapt, niște mișcări de
armament între țările din Europa și deja două țări care au mers pe ideea de a da tancuri până la urmă Ucrainei, adevărat, nu modelele pe care le dorește Ucraina, dar oricum e o primă breșă. Și am văzut în același timp pe partea aceasta de avioane că discuțiile ar putea continua. Evident, nu se pune problema de F-35-uri, dar se pune problema de a încerca cumva să le creăm o oarecare superioritate în Ucraina și pe zona aceasta de... Bun, ca să conchidem cumva pe această parte, credeți că ar trebui să ne temem de o declanșare a unui război pe scară largă, un război cu NATO, sau deocamdată Putin este totuși în zona de bluf? În acest moment, cred că este încă în zona de bluf și de show mediatic, în încercarea de a captura cumva acel spirit rusesc în care se simtă că există un inamic comun și așa mai departe. Nu cred că s-a ajuns până acolo încât să se imagineze un scenariu de luptă deschisă. Pe de altă parte, reacția Uniunii Europene, spuneați că nu există nicio breșă în partea de Națiunile Unite. În schimb, în partea reacției Uniunii Europene, lucrurile nu sunt la fel de unitare și nu vorbesc numai de Ungaria. Ungaria e copilul teribil, îl știm, îi cunoaștem și motivațiile lui Victor Orban, însă Europa se tot chinuie de când a început această criză să ia niște măsuri foarte curajoase care să aibă un efect esențial, adică oprirea finanțării mașinăriei de război a lui Putin. Pentru că dacă nu-i mai dai bani pe gaze, s-a cam închis lucrarea, că atât i-a rămas. Și ultima încercare în acest sens a fost, de fapt, sau până la momentul vorbirii, un eșec, mă refer la plafonarea prețului gazelor importate din Rusia, anunțată ca propunere de Ursula von der Leyen și ratată până acum din cauza opoziției, atenție, nu doar a Ungariei. Ce se întâmplă în Uniunea Europeană? De ce nu reușește Uniunea Europeană să găsească această unitate în care, într-adevăr, să oprească finanțarea Rusiei? În Rusia, în Uniunea Europeană există o diversitate mare în ceea ce înseamnă dependența față de gazul rusesc și, în general, modul în care se poziționează mixul energetic de la țară la țară. Este foarte clar că în mai multe state membre, această dependență e mai scăzută. Știu eu, de exemplu, Spania, Portugalia, care au acces la resurse regenerabile sau la GPL-ul din Statele Unite, nu au aceeași dependență, în timp ce Germania, bună oară, și alte state din Europa Centrală și de Est sunt, într-adevăr, încă captive puternic de gazul rusesc. Cred că a fost o discuție extrem de pragmatică cu toți miniștrii energiei și nu numai, uitându-se la ce se întâmplă iarna aceasta și care sunt soluțiile pe termen scurt. Și mai există și o doză de fundamentalism până la urmă legat de modelul pieței energetice. Știm că am avut mai bine de două decade de dereglementare, de a încerca să avem o piață liberă și este greu în acest moment de a constata că piața este distorsionată și nefuncțională. Până la urmă am văzut în discursul Ursulei von der Leyen această recunoaștere, dar n-am văzut două dintre măsurile cele mai importante, și anume decuplarea gazului, pieței gazului de cea de electricitate și ce discutam de plafonarea care a gazului rusesc. Eu cred, mai urmărind și discuțiile de la nivel european, că discuția nu s-a terminat încă, mai există încă un Consiliu al Ministrilor Energiei pe 30 și acolo cred că se va mai relua un pic această discuție. Mi se pare că, într-adevăr, măsurile la nivel european nu au fost încă suficiente. Și pledoaria clară din partea grupului meu politic și a partidului Reper clar este aceea de decuplare totală. Deci, din punctul acesta de vedere, noi avem o poziție foarte fermă pe această decuplare de gazul rusesc, pentru că, până la urmă, în fiecare zi, de fapt, alimentăm, exact cum spuneați, mașineria de război. Deci războiul este finanțat de ce facem noi. Și de Uniunea Europeană. Exact. Dar vedeți, e o vorbă românească care spune boală lungă, moarte sigură. S-a pierdut acel moment esențial în care empatia europenilor față de tragedia din Ucraina era maximă, în care se ieșea pe stră, se plângea cu steaguri, cu luminițe. Războiul a devenit o banalitate. E business as usual, de fapt.
Pe de altă parte, reacția în condițiile acestei pierderi de empatie, reacția populației din ce în ce mai nervoasă, din ce în ce mai populistă, din ce în ce mai tentată spre naționalism, și vedem rezultatele alegerilor foarte îngrijorătoare din multe țări, ultima dintre ele Suedia, nu? Care era o țară foarte stabilă și este în continuare, dar iată că și la ea a ajuns acest val. Și atunci vă întreb, credeți că Europa va rezista acestei ierni? Politic? Dacă ar fi fost să discutăm în urmă cu câteva săptămâni, aș fi fost și eu puțin mai îngrijorat, dar s-au întâmplat niște lucruri. Cred că această contraofensivă de succes a Ucrainei a trezit destul de mult entuziasm în Europa. Este clar că Rusia prefera exact acest conflict de huzură pe care îl descriați, pe ideea că las că vine iarna și vedeți voi până la urmă. Rusia a avut în continuu o campanie de război hibrid în toate capitalele europene pentru a putea să marșeze pe ideea că până la urmă populația are de suferit pentru că există o agresiune a vestului împotriva Rusiei, și chiar dacă ne uităm în anumite sondaje în mai multe țări, o bună parte din populație chiar crede că de fapt n-a fost o agresiune rusă. Deci a fost o propagandă care a și funcționat. Uniunea Europeană a reacționat destul de tardiv pe partea aceasta dezinformării. Acum avem niște mișcări fără precedent pe ideea de investigație a finanțărilor rusești în partidele politice, și cred că aici la Bruxelles o să se întâmple niște lucruri. Știm că prima oară a încercat Macron în campania electorală să arate că partidul lui Le Pen a fost finanțat, nu s-a făcut mare lucru. Acum pare că este ceva care capătă o mai mare amploare și pentru noi e interesant să vedem partidul nostru naționalist de aici, de acasă, de unde a avut niște finanțări și au început să apară niște lucruri în presă, de altfel, cu privire la finanțarea indirectă a partidului la care fac referire. Cred că, dacă cuplăm la aceste lucruri, faptul că, chiar dacă nu am reușit să luăm deciziile curajoase, stocurile de gaz au ajuns la 84%, deci cumva peste planificarea pe care o aveam, deci pe partea asta de bază, măcar să avem stocurile la 100% și să știm cumva că putem să reușim să depășim măcar niște luni grele de iarnă. Aici eu sunt mai optimist acum și, repet, va depinde foarte mult de această contraofensivă ucraineană și de câștigarea acestui momentum strategic cu poate o susținere mai puternică din partea Statelor Unite, mai ales în ceea ce înseamnă echiparea militară. Aici cred că se va juca, de fapt, în următoarea perioadă. Până la urmă, Ucraina așteaptă sprijin de la lucruri pe care le-am discutat, sofisticate, tancuri, avioane, până la 200.000 de uniforme de iarnă, pentru că nu au cu ce să-și îmbrace soldați. Și asta va conta foarte mult. Credeți că discursul de astăzi, foarte amenințător, foarte tensionat, Vladimir Putin a avut și o altă mimică și o altă gesticulație, spun cei care îl cunosc foarte bine, credeți că ar putea influența în vreun fel deciziile de la Bruxelles? Spuneți că încă meciul nu e jucat, nici în ceea ce privește plafonarea, nici în privința celorlalte măsuri, ar putea fi un semnal de alarmă pentru europeni, trebuie să facem ceva sau... Da, eu nu doar că cred, sunt în poziția în Parlamentul European chiar să lupt pentru asta. Deci eu cred că Parlamentul European a fost destul de ferm pe poziție și a spus foarte clar că ne dorim decuplarea completă de gazul rusesc. Majoritatea e clară în Parlamentul European și da, vom presa, inclusiv prin europarlamentarii noștri, reper, vom presa pe partea aceasta. Mă aștept ca tocmai prin faptul că Putin a încordat acum mușchii și a trecut la faza următoare, să spunem, și Europa să reacționeze și să nu mai rămâne în această zonă cumva de platitudine cu niște măsuri care, într-adevăr, sunt insuficiente în ceea ce privește raportarea la acest conflict. Nu numai măsurile, dar și mesajul transmis. Spuneați că se caută finanțări pentru partidele populiste, pentru partidele naționaliste, v-ați referit cel mai probabil, bănuiesc eu, în cazul României la AUR. Pe de altă parte, nu trebuie cine știe ce finanțare, pentru ca mesaje rostogolite pe toate canalele, de la WhatsApp, la Facebook, la ce vreți dumneavoastră, de tipul. Ne întoarcem la vremea lui Ceaușescu când ne va fi frig. O să ne oblige să mâncăm greieri sau făină de lăcuste sau ce se mai... Nu ne mai dau voie la sarmale, o să trebuiască să mâncăm greieri fripți sau gândaci fripți. Dar nu e vorba numai de asta. De exemplu, domnul Ciolacu.
spunea să lăsăm românii în pace, avem cel mai mic consum de electricitate din Europa, noi nu le putem spune românilor să facă economie, Bruxelles să-și vadă de treaba lui. Da, există aici... Nu trebuie mare finanțare pentru asta. Nu. Există o categorie de persoane utile, nu aș vrea să pronunț cuvântul, care ajută în acest context. Reacții pe care le-a avut domnul Ciolacu sau chiar domnul Rareș Bogdan într-un alt context sunt extrem de nefericite. Românii știu foarte bine că există două mize importante în ceea ce privește consumul de energie. Una este legată de solidaritatea pe care trebuie să o avem în acest conflict. Până la urmă, istoria ar fi putut arăta altfel scrisă și România să fi fost în această situație foarte ușor, dacă nu reușeam să aderăm la NATO și apoi la Uniunea Europeană. Una peste alta e clar pentru, cred eu, toți românii că există acum această situație care e declanșată din cauza agresiunii ruse și avem nevoie de o solidaritate. Este clar pentru toți românii, credeți? Cred că pentru o bună parte din români este acest lucru destul de clar și sper eu să devină din ce în ce mai evident în perioada următoare. Cel de-al doilea lucru care mă agasează puțin este legat de ideea aceasta de faptul că nu trebuie să ne schimbăm comportamentele. În general, măsurile pe care le-am avut în ultima vreme au fost mai degrabă de plafonări, de genul nu trebuie să schimbați nimic, nu trebuie să faceți nimic, guvernul și politicienii au grijă de voi, ceea ce este complet aberant. Eu mi-am educat copiii să închidă apa când se spală pe dinți sau să încerce să închidă lumina. Dar domnul Rareș Bogdan spunea... europarlamentar, colegul dumneavoastră, nu închideți apa. Acestea cred că sunt niște schimbări de comportamente care ne arată modul în care ne raportăm la risipă, în general. Și când discutăm de Green Deal, eu știu că sunt politicieni neaoși care defilează cu chestiunea că ce înseamnă Green Deal-ul și Pactul Verde și mai departe, dar realitatea pe care o trăim, de exemplu, vara asta, seceta pe care am avut-o, lucrurile care țin de modul în care avem aceste schimbări climatice pe care le resimțim deja. Ne arată contrariu, deci ne arată că avem de ce să avem o atitudine... Da, domnule Păslaru, dar românului din clasa medie, partea de jos a clasei medii sau sub clasa medie, dacă îi spuneți Green Deal, de gata, s-a dus, nu mai aude nimic, nu-l interesează. El știe așa, că o să-i vină o factură de o să-l cocoșeze, chiar așa compensată cum e, că este sub presiune să-i fie frig din nou și își aduce aminte cât de frig era în copilărie, ori traumele astea se reapar, îi este frică că o să-i fie foame, îi este frică că se va întoarce la lucrurile, la acele orori pe care le-a mai trăit odată el sau părinții lui și i-au povestit. Ei, acestor oameni, cum poate un politician să fie convingător în fața acestor oameni, nu cu Green Deal și cu formulări bruxeleze, ca să zic, și nu spun ironic, ci chiar așa este, cum îl poate convinge că e nevoie de această solidaritate? Că știți, mai eu e întotdeauna mai aproape decât sacou, asta e veche, nu o descoperim acum. Categoric. Cum trebuie abordat cu oamenii acest subiect? Eu ce am menționat mai devreme legat de atitudinea pentru partea aceasta de tranziție climatică este ceva ce cred că vom putea urmări anii viitor și cred că vom avea din ce în ce mai mulți oameni care vor conștientiza importanța comportamentului individual. Dacă rămâne să așteptăm ca politicienii să se ocupe de climă și așa mai departe, nu se va întâmpla niciodată. E vorba de a schimba ceva în comportamentul fiecăruia. Și punctez aici puțin. Dacă ne uităm la generația nouă, tinerii, și modul în care ei se raportează la mediu și la aceste schimbări, vom înțelege de fapt că discutăm de o abordare diferită care are această componentă generațională în prim plan. Revenind pe cum anume explici celor care se află în situații de vulnerabilitate lucrurile astea. Primul meu răspuns, pentru că tot discutam de Bruxelles, este să ne uităm la faptul că Uniunea Europeană, până la urmă, are o finanțare extrem de mare pe care o pune tocmai pe masă pentru a putea preveni aceste situații de vulnerabilitate și de excluziune. Mai pășleau, ne dă Uniunea Europeană o cârcă de bani în perioada aceasta. Faptul că politicienii noștri, guvernanții, nu reușesc să folosească acești bani, asta este ceva ce trebuie ei trași de mânecă. Uniunea Europeană și Bruxelles ne-au dat în perioada aceasta acumulat undeva la aproape 100 de miliarde de euro pe care îi pun pe masă. Din care avem acum 9,
2 miliarde de euro din banii din perspectiva financiară trecută, deci 2014-2020, pe care încă nu i-am cheltuit. Nu știm să-i cheltuim. Avem banii de pe PNRR, unde ne-am lăudat acum că am mai luat o tranșă, dar suntem în întârziere cu o grămadă de lucruri, inclusiv cu măsuri care țin de venitul minim de incluziune, de protecție pe partea asta socială și mai departe. Avem banii pe perioada 2021-2027 și ne aflăm deja în 2022 spre sfârșitul anului și n-am reușit să-i deschidem programele operaționale care cuprind exact măsurile sociale. În schimb, dăm din buget, adică din bani împrumutați, tot felul de cadouri pe aici, pe acolo, arătând cât de generoși suntem. Deci asta este o chestiune ce trebuie oamenii care sunt în situație de vulnerabilitate să înțeleagă, că Uniunea Europeană a pus sprijinul acesta pe masă. Eu însumi mă ocup de un dosar care se numește RePowerEU, care se duce exact către zona aceasta de vulnerabilitate, gospodării, antreprenori și încearcă să ajute exact pe partea asta de eficiență energetică. Cum îți reduci factura de energie? Deci problema este la implementare. Avem fondul de mediu care a primit 50 și ceva de mii de dosare și a rezolvat 6.000, în condițiile în care în Polonia am 2 milioane pentru de gospodării. Pentru fotovolt aici, la asta vă referiți. 2 milioane de gospodării în Polonia au fost rezolvate cu finanțele europene, la noi 6.000 de dosare. Bun. Deci asta e diferența de capacitate, gestiune și performanța guvernării. Care ar fi, să zicem că ați avea Ministerul Energiei acum, să zicem că ați avea premierul, care ar fi soluția reper în locul sau pe lângă aceste compensări pe care le dă guvernul, mai plafonate, mai neplafonate, mă rog, pe lângă, în locul sau pe lângă această soluție guvernamentală? Soluția noastră numărul unu pleacă de la faptul că fiecare individ și gospodărie este conștientă de măsurile pe care le-ar putea aplica imediat pentru reducerea facturii. Adică cumpărarea unei pompe de căldură, schimbarea caloriferelor, un panou fotovoltaic, lucruri pe care le poți face în următoarele 2-3 luni, imediat. Cu ce bani? Sistemul, exact asta explic. Sistemul pe care am putea să-l avem în perioada asta, dar pus pe masă imediat, este să avem o decontare parțială sau o cofinanțare al oricărui efort pe care îl face oricare român care își dorește să-și scadă factura, astfel încât dacă vin cu bonul și cu factura de la un magazin sau orice parte asta de servicii care sunt pe eficiență energetică, să-ți decontezi jumătate din factură sau poate chiar în anumite cazuri de vulnerabilitate 75% din factură. Ceva foarte, foarte simplu, un fel de mini-voucher european, pentru că finanțarea este europeană și este disponibilă pentru acest lucru. Bun, și pentru gaz sau pentru cei care nu pot sunt oameni care stau la bloc, nu pot să-și pună nici pompa de căldură, nici panou pe terasă. Absolut, absolut. Aici, din punctul acesta de vedere, pe de o parte poți să ai partea aceasta de soluții alternative, deci dacă până la urmă ești dependent de un sistem care nu funcționează, părerea mea e că ar putea să fie cazul să îți dea voie să spui o centrală care să nu fie neapărat pe gaz și să poți să ieși din sistemul respectiv. Dar pe ce să fie o centrală de apartament? De ce să fie? Pe ce să fie? Ați spus că nu să nu fie pe gaz. Pe ce să fie? Există în acest moment pe partea de electricitate. Care este altceva, dar aici este iarăși o chestiune. Un om sărac nu-și va cumpăra o centrală performantă. Este o chestiune foarte clară că dacă nu vin cu un sprijin pentru ca să-i acopăr parte din costul unui echipament performant, nu vom avea o scădere de deci de n-ați merge pe compensări de facturi de niciun fel, soluția aceasta. M-ați întrebat ce am venit în plus față de lucrul acesta. Există clar o distorsiune de piață și avem nevoie în acest moment să existe o compensare pentru gospodăriile aflate în vulnerabilitate și pentru cele care acum sunt în pericol să intre în zona de vulnerabilitate. Dar am adăugat o măsură care mi se pare foarte importantă. Deci nu poate statul tot timpul să preia totul, spunând că comportamentul oamenilor trebuie să fie neschimbat, nu trebuie să faci nimic, nu trebuie să faci niciun efort să-ți reduci factura, las că vin eu ca popos de salvator, ca politician și îți remediez lucrurile. Eu spun că oricine la el acasă, la ea acasă, poate să ia o măsură de tip acesta, ar trebui să aibă un sprijin imediat și direct din partea statului, pentru că asta este de fapt toată politica europeană în perioada aceasta, să putem într-adevăr să folosim banii europeni pentru eficiență energetică.
O altă problemă spinoasă, ați și fost ministru al muncii în guvernul Cioloș, e o discuție despre majorarea salariului minim și majorarea pensiilor. Sigur, sunt persoane e o dilemă, sunt persoane care într-adevăr se descurcă greu spre imposibil în condițiile inflației actuale. Pe de altă parte, orice creștere salarială sau de pensii are potențial inflaționist. Cum ar trebui gestionat, cum ar trebui mers pe sârmă între cele două? La nivel european am gândit această legislație privind salariile minime adecvate, plecând de la ideea ca oamenii, mai ales și aceștia aflați la nivelele cele mai mici de salarizare, să nu mai fie dependenți de politicieni. Deci cumva să scoatem politicienii și deciziile arbitrare din această logică de remunerare sau de stabilire a unui nivel minim de remunerare. Avem o parte care, fiind directivă, este obligatorie de ancorare a salariului minim față de niște indicatori. Discutăm aici de puterea de cumpărare, de nivelul general al salariilor, de ritmul creșterii salariale sau de productivitate. Și asta ar însemna, ca să înțeleagă toată lumea, înseamnă că dacă, de exemplu, am inflație de 15%, eu nu vreau ca politicianul să decidă că îmi dă 12 sau 11 sau 20. Vreau să pur și simplu la 100 creștere. Da? Vreau pur și simplu să fiu sigur că mi-acoperă inflația. Asta nu este măsură care generează inflația, pentru că doar îmi compensează inflația respectivă. În același timp, dacă sunt pe o tendință pozitivă a economiei, să pot să mă asigur că dacă productivitatea muncii a crescut sau economia crește, am și eu creșterea salariului minim pe ideea că trebuie să existe un beneficiu și pentru cei care sunt în poziția aceasta de vulnerabilitate. Și altfel, dacă stăm să ne gândim, de exemplu, cum a reacționat guvernul la directivă, vedem că nu s-a înțeles absolut nimic. Deci primul lucru pe care au venit ministrul Budăi și președintele Ciolacu pe masă a zis că noi creștem salariul minim la 3.000 de lei. Deci exact acest lucru, noi la nivel european ne-am gândit că nu trebuie să se întâmple, pentru că nu există niciun studiu de impact care să spună că e 3.010 lei, 3.100 de lei sau 2.990 de lei. În 2016 exact asta a fost problema ca tehnocrat tocilar, așa, când au venit sindicatele și mi-au zis că vor 300 de lei, patronatele au zis că nu pot decât 50 de lei, am întrebat, bun, dar pe ce vă bazați? Care e studiul de impact? Și la sfârșitul mandatului am dat drumul la un studiu finanțat de Comisia Europeană, care a fost gata în februarie 2017 și care îți spunea cum anume poți să racordezi lucrul ăsta în România. Dar cine l-a luat cineva în calcul? Nu. S-a aruncat frumos la gunoi. Acum România are 2 ani de zile de implementare a directivei și ce mă aștept este să stabilească un set de indicatori cu partenerii sociali și să nu mai văd picior de politician care zice îți cresc eu salariul minim cu X lei. Antreprenorii sunt oripilați pentru că n-au timp să-și facă planul de afaceri așa mai departe. Acum, directiva implementându-se, antreprenorii trebuie să știe. Evoluează economia în modul acesta, înseamnă că salariul minim trebuie să evolueze și el. Și acum e important asta de ce? Modelul de dezvoltare economică al României în ultimii 30 de ani a fost în mare măsură bazat pe salarii mici. Și cred că unul din dezideratele, inclusiv ale politicienilor, reper cu siguranță susține asta, este ca salariile în România să nu fie mici ca să fim competitivi, ci să avem competențe, educație, formare, ca să putem avea salarii mai mari. Deci este un lucru care ar trebui cumva să fie parte a modelului economic care ne-l asumăm în perioada următoare. Dacă dumneavoastră sperați ca în an electoral cineva să decupleze decizia politică de creșterea pensiilor și a salariilor, nu pot decât să vă doresc mult succes. Termenul e de 2 ani de zile de implementare. Dacă se va întâmpla ce spuneți, asta înseamnă că vor amâna implementarea exact până după alegeri, ceea ce până la urmă ar arăta de fapt exact adevărata fața populismului în zona de guvernare. Sper să nu se întâmple asta și să putem avea aplicare mai rapidă. Domnule Dragoș Păsleru, mai avem 5 minute. Două chestiuni vreau să mai discutăm. Una va fi despre stadiul în care se află Reper, dar înainte de asta, pe scurt, intrăm în Schengen sau nu? România are acum o fereastră de oportunitate unică. Franța, Germania sunt perfect aliniate pentru primirea în Schengen. Olanda nu va reacționa dacă va fi singura stat care ar putea avea vreo ceva pe masă. Există nenumărate inițiative diplomatice pe acest subiect. Singurul motiv pentru care n-am intrat în Schengen ar fi legile justiției. Deci este singurul, adică să ne dăm cu stângul în dreptul cu amendamente ca cele depuse de UDMR sau care vizează DNA-ul și lucruri care clar sunt împotriva modului în care
avem atât de la Greco, de la Comisia Europeană, cât și de la Comisia de la Veneția lucrurile clar puse pe masă, și dacă insistăm până la urmă să ne tragem cu pușca în picior și să adoptăm legile justiției într-un mod incorrect și nealiniat, asta e singurul mod în care putem rata. Credeți că exigența europeană este la fel de mare în acest moment în care România are un rol geostrategic foarte important? Da, cred că pe partea asta legată de statul de drept va fi imposibil pentru Comisia Europeană să facă, și în general pentru zona europeană, de a face derogări sau compromisuri, pentru că imediat o să fim luați de Ungaria de fraiere. Adică nu merge. Din acest punct de vedere este foarte clar. Deci știrea pe care o ne dați este că Olanda nu va rămâne singură. Deci dacă restul se aliniază, Olanda nu va rămâne singură în opoziție. Nu. Și totul depinde de dacă avem niște legi ale justiției aliniat. Da. Spuneam că Reper este, nu i-ați tăiat încă moțul, mai aveți destul de mult până la moț. În sondaj aveți 1%. Grup... Avem și 2, avem și 3, să știți, am văzut de sondaj. Da. Grup parlamentar vă pregătiți, aveți? Care este stadiul partidului în acest moment? Toată vara am lucrat la partea de structură internă, la partea de modul în care comunicăm în interior cu membrii, procesul de adeziuni, lucrurile legate de tineret și faptul că partidul acesta se dorește a fi o platformă pentru tineri, cum nu mai există echivalent în spectru politic. Avem zona de măsuri de activare și activitate la nivelul, la firul ierbii, pe care o vom vedea din ce în ce mai vizibil. Am lucrat la programul politic. Avem caravană de a lansa principalele mesaje politice la sfârșitul lunii octombrie, începutul lunii noiembrie, în toată țara, și am început deja inițiative de substanță. Am depus acea moțiune pe educație și suntem siderați că din rațiuni de orgolii aceasta n-a fost susținută de restul opoziției, și trebuie să recunosc, și aici e un lucru pe care îl pot înțelege, că există supărări, dar când e vorba de o cauză clară pe care cu toată lumea din opoziție o susține, aici nu înțeleg USR aceste... USR a refuzat să susțină opoziția? Da, nu o să comentez de poziția unui partid sau factual, altul. A refuzat factual, USR? Există într-adevăr în acest moment un refuz din a susține această moțiune, ceea ce este oarecum... Motivat sau... Nu o să stau să comentez motivele, sunt convins că puteți să-i întrebați, dar este destul de trist acest lucru, pentru că moțiunea este bună. Și evident am depus chiar marți o propunere de cod electoral muncită destul de zdravăn, în care avem mai multe tipuri de prevederi, de la cele clasice legate de numărul de parlamentari, de la reprezentarea diasporei, echilibru sau cota legată de 40% pentru femei și, bineînțeles, reducerea finanțării cu 70% a partidelor. Chiar așa, primiți subvenție acum că sunteți partid parlamentar? Nu? Nu se primește subvenție, pentru că există o prevedere care limitează accesul la subvenție la numai câteva partide politice care au acum pârâile. Vedeți, de-aia vreți să reduceți, să tăiați subvenția, că nu o primiți, o să zic. Vulpea cu struguri, nu este chiar așa. Cred că este o chestiune de principiu. Era, desigur, o glumă. Când veți face congresul? Că n-ați avut până acum, nu? În acest moment avem, exact cum am promis, o procedură de adoptare a statutului, pentru că, până la urmă, fundația unui partid pleacă de la niște reguli statutare clare. Dezbatere pe statut va fi probabil până luna noiembrie. Decembrie, ianuarie, februarie este acea perioadă în care vom încerca să adoptăm statutul, programul politic, să avem alegerile pentru organele centrale, demarăm formarea de filiale și, evident, declarăm, de fapt, deschisă campania pentru 2024. Deci se întâmplă lucrurile destul de repede. Vom avea lansarea tineretului pe 15 octombrie, unde vom avea un eveniment foarte frumos în București, un treasure hunt pentru toți cei care sunt tineri și vor să afle mai multe despre politică. Este o participare deschisă cu multe premii interesante. Și candidatul la prezidențial al Reper, domnule Dragoș Păsăru? Undeva în toamna anului viitor, probabil, cel mai probabil va fi lansat. Practic, toată prima parte a anului viitor va fi consacrată școlii Reper. Noi avem acest model prin care vrem să pregătim pe toți candidații noștri și pe cei care vor să descopere mai mult legat de lumea politică, pentru a putea să decidă ulterior dacă vor să-și asume o candidatură, pentru că mulți oameni foarte bine pregătiți din societate nu se bagă în acest proces de candidatură, neavând toată pregătirea. Noi asta vrem să facem, să putem atrage din ce în ce mai multă lume către cursuri de teorie politică, etică politică, buget, administrație, și după aceea să-i lăsăm să decidă. Nu vrem ca toată lumea să devină membru deodată, vrem să avem însă o bază mare de susținători care să ne fie aproape în perioada următoare. Și, repet,
Aici e un lucru pe care îl spun de fiecare dată. Dacă Huru e ca un avion, are elici, are aripi și arată ca un avion, înseamnă că aproape că e clar că decolează și așteptă lumea să vadă cum vom zbura. Asta cu decolatul s-a mai văzut, cu aterizatul e o problemă. Domnule Dragoș Pâslaru, co-președinte Reper și europarlamentar în New Europe, mulțumesc pentru prezența la Europa FM, vă mai așteptăm aici, dragi prieteni, aici se încheie Piața Victoriei, ne auzim săptămâna viitoare, miercuri, rămâneți cu Europa FM. Design. Rezist.